Batalionul 630 parașutiști Smaranda Brăiescu din Bacău a împlinit la sfârșitul lunii noiembrie 26 de ani de existență. Aflat în subordinea Brigăzii 6 Operații Speciale Mihai Viteazul, batalionul a fost înființat pe 30 noiembrie 1990 și în prezent se află în plin proces de transformare și reorientare pe specificul forțelor pentru operații speciale. În armata română există mai multe structuri care execută misiuni prin desant aerian, însă batalionul 630 parașutiști este singura unitate autentică, purtătoare a unei tradiții de peste 26 de ani. De-a lungul timpului, parașutiștii băcăuani au executat peste 40.000 de parașutări, în care peste 3.000 de soldați, gradați profesioniști și militari în termen, au fost antrenați și brevetați ca parașutiști militari. Instruiți ca luptători ce pot fi infiltrați prin parașutare de barcare în locuri greu de pătruns, militarii batalionului din Bacău sunt astăzi pregătiți să facă față oricăror misiuni, indiferent de gradul de risc, mai ales că sunt specializați și ca scafandri, geniști, alpiniști și chiar paramedici. La acest aniversar, le dorim mult succes în misiunile încredințate și vreme bună la salturile cu parașuta!